Salutare! Eu sunt Alexandru Ghețan și te provoc să te lași mințit în 3 minute. Regula e foarte simplă, discutăm despre 3 știri timp de 180 de secunde. Dă-i drumul! La sfârșitul anului trecut, un vlogger din Rusia, în semn de protest față de cei de la Mercedes, a hotărât să-și incendieze mașina de peste 100.000 de euro. Băiețașii de la noi au prins challenge-ul, au acceptat și într-un final au hotărât și ei să-și incendieze propriile automobile. Unul dintre ei a incendiat un Saab cu volan pe dreapta, care este din vremea cupoanelor, și cel de-al doilea a incendiat un BMW ceva mai nou, dar cu numere de Lituania. Eu deja văd băiețașii cum au zis: am vrut să ard asta, altceva n-a fost, am vrut să fiu vedetă, altfel n-are rost. De acord, știrea este un pic expirată, dar noi am hotărât să vedem care este finalitatea și care este prețul popularității. Cel cu Saab-ul, care avea volanul pe dreapta, în ianuarie anul curent avea 46.000 de urmăritori și acum are 56.000 de urmăritori, iar pozele în care el incendiază mașina are 7.000 de aprecieri. Celălalt, care incendia BMW-ul, a pățit-o și mai dur pentru că urmează să achite taxă pentru vămuire, ceea ce înseamnă aproximativ 21.000 de euro și de asemenea taxă pentru poluare. La fotografiile în care el incendiază mașina are peste 2.000 de like-uri și, atenție mare, 6.530 de urmăritori. Nu bun, 6.531 că-l urmăresc și eu. Asta înseamnă că prețul final pentru o apreciere este de aproximativ 30 de euro. Merită asta? Cel de-al doilea subiect este Te sun eu. Ministerul Afacerilor de Interne a venit cu o inițiativă prin care propun ca pe viitor și pietonii care vorbesc la telefonul mobil în timp ce traversează strada să fie sancționați. Această inițiativă vine ca urmare a faptului că în ultimele 3 luni au fost peste 80 de accidente cu implicarea pietonilor. Ceea ce nu ne spun polițiștii este câte dintre aceste persoane vorbeau la telefon. Poate niciunul sau poate chiar toți vorbeau la telefon. Interesant ce se întâmplă dacă avem un accident în care un conducător auto și un pieton ambii vorbesc la telefon. Ce face atunci nene polițist? Pe cine mai întâi de toate sancționează și cine are dreptate? Așa sau altfel, pentru a nu fi sancționați, aveți câteva soluții. Prima soluție pentru tine este următoarea: vinde telefonul mobil și poartă telefonul fix cu tine. Cea de-a doua soluție, să nu mai traversezi trecere de pietoni niciodată. Și cea de-a treia soluție este ca în momentul în care ești pe o trecere de pietoni și te sună cineva, îi spui: revin eu mai târziu. Sau te sun eu. Și atunci traversezi strada și simți direct cum în pieptul tău apare o medalie și meriți o sculptură lângă Ștefan cel Mare. Nădejde în popor! Bravo! Și cel de-al treilea subiect, insecte la desert. Vorbim despre o nouă piesă în tezaurul muzical autohton. Nu este o piesă pop sau unui artist de muzică ușoară, ba chiar reprezentantul rapului de la noi, Capușon, a hotărât să lanseze o nouă piesă, Fluturi în stomac. Tu spui că nu e despre noi, că sunt bolnav și haidamac, nu-ți pot fi pe plac. Sau asta e altceva? Asta e altceva. În noua sa piesă, Capușon cumpără o sticlă de divin pentru a neca fluturi în stomac. Monster Kill! Nu oarecare sticlă de divin, ci una anume. În caz contrar, fluturii în stomac nu pot fi necați. Apare o întrebare logică absolut: ce a fost la început? Oferta de publicitate sau fluturi în stomac? Alcoolul dăunează grav sănătății dumneavoastră. Prieteni, atât pentru ediția de astăzi. Dacă tu crezi că ai o știre care merită să fie discutată de către noi, atunci lasă un comentariu mai jos. Eu sunt Alexandru Ghețan și azi te-am dezmințit în 3 minute. La revedere! E de obicei la stand-up cu... spun așa, mulțumesc pentru atenție. Nu așa. Eu am fost Alexandru Ghețan, mulțumesc pentru atenție. La revedere! La revedere, îmi vine mai fain. Sau ok pentru... La revedere! Ok, hai!